de matematică. Fie fracție x pe y. Fie x sub 4 y. Și fracție x plus 2 pe y plus 2. Și x plus 2 pe y plus 2. Așa. Comparați cele două fracții. Comparați? Poate să fie x plus 2 spre y plus 2 mai mică decât x. Poate să fie 400 de ani. I-a dat un exemplu. 3 pe 5. Da. Și să comparăm cu... 5 pe 7. Cu cine? Cât 5 pe 7. Cu 2, da? Și cu 5 pe 7. Cele două fracții. 3 pe 5 și 5. Tot sub unitate. Da? Și dacă numeric știm să le compare, cum compare două fracții numeric? Nu avem situație de asta. Aduce în brațe. Sigur că da. Deci asta o să au 5 și 7 sunt numere prime. Aia cu 7 și... E bine, da? Sunt numere prime și era aș fel indes cu e plus 2. O să fie 20. Deci aici cu 7 și aici cu 5. 21 supra 35. 21 supra 35. Cu vecina sa. Vecina sa, 25 supra 35. Și acum între cele două. Este mai mare 25 supra. E mai mare 25 pe 35, da? Dar dacă este o fracție supraunitară? Dacă e supraunitară, oare ce se întâmplă, nu? Da. Iată, domnule, ai pus problema asta. Bine. Hai să facem așa. Deci se vede că este mai mare asta, da? Deci e mai mare asta la început. Putem să spunem chestia asta. Bine. Și tu ridici problema. Poate acum s-a întâmplat în timp ce am avut ca exemplu fracții subunitare. Dar dacă ai fost 5 pe 3, nu? 5 pe 3. Și acolo ar fi fost 7 pe 5. 7 pe 5. Am fi cu... Adică sunt numere prime. Cu 5 acolo și cu 3. 5 aici și cu... 3. Și acolo să fie 25 supra... 25 supra... 25 pe... 15. Așa. Și 21 pe 15. Păi așa... Iată că în clipa asta, care e mai mare? Se face asta 25 pe 15, mai mare, adică cea x pe y este mai mare decât x plus 2. Deci, iată deci, că s-a schimbat. Când este o fracție supraunitară, când este o fracție supraunitară este cel mai mare primul, și când este o fracție subunitară este mai mare, dar dacă e o fracție echiunitară? E formidabilă chestia asta. Deci ai văzut, a trebuit să facem analiza asta. Pentru că x pe y supraunitar cu x, care a fost modificat cu 2 și aici cu 2, se păstrează, prima este mai mare, pe când la a doua, ai să nu știu ce s-a întâmplat, da? Și dacă fracție unitară sunt egale. Și dacă e fracție unitară, e probabil de egalitate, nu? Da, da, da. S-a mărit și numărător și numărător. Da, și tot că... Tot cât e, pune tot același lucru. Da. Uite, o primă observație. Ce descoperim de aici? Nu merită să ne aventuriem foarte repede. Da, da? Deci, la subunitar s-a întâmplat într-un fel, la supraunitar s-a întâmplat invers. Da? Deci, este o chestie extraordinară. Când se păstrează egalitatea? Atunci când am de-a face cu fracție echiunitară. Și se mărește și numitorul și numitorul cu aceeași cantitate și tot echiunitară mărește. Da? Dar deci este egal, atunci egalitate. Atunci egalitatea. Supra unitară. La supra unitară. Dar este x pe y mai mare și la subunitară este x plus 2 supra y plus 2. Deci din observația noastră, din observație, urmează să facem analiză. Deci, din observație, spunem, 1, dacă x supra y e mai mare ca 1, dacă e supraunitară, atunci rezultă că x plus x, cum vine, x
supra y e mai mare decât x plus 2 supra y plus 2. Așa este. Când fracția este supra unitară, a fost în cazul 5 pe 3, 2. Dacă x pe y e subunitară, atunci cine e mai mare? Atunci x pe y este mai mică decât x plus 2 supra y plus 2. O observație interesantă, nesusținută încă în cadrul general. Doar din exemplu. Ce îmi propuneți? Cum ar trebui să gândim ca să putem sprijini cu suport, să spunem, matematic observația? Da? Deci în clipa asta n-am făcut decât o analiză de asta. Am constatat ceva și acum vrem să vedem așa sau nu. Deci nu am pus aici fracțiile, dacă nu s-a împărțit. Dacă s-ar împărți exact, adică cum ar fi 6 cu 12. Să fie egale? Ar nu să fie egale, adică să fie o fracție care s-ar putea împărți. Adică se poate împărți 6 la 12 sau 3 la... Să devină întreg atunci. Nu le luăm așa, că iarăși picăm în particular. Dar hai să spunem așa. Care ar fi ideea pentru a compara două fracții? Să le ducem să aibă același numitor. Cum am procedat și aici? Hai să ne împreună. Să spunem că o să fie x supra y, egal cu x plus 2. Păi da, dacă e x plus 2. Noi nu știm, noi nu știm. Dar cum am procedat aici, înainte de a lua decizia? Le-am adus la același numitor. Să gândim încă o dată pe cele două fracțiuni, am egal cu x supra y și vecina sa, x plus 2, supra y plus 2. Dar nu poți împarte x plus 2? Cum? Nu poți să împarte x plus 2 ca a doua. Păi, Davide, cum să împart dintr-un 2? Ce este 2 pe lângă cineva? Atenție! Dacă ar fi 2 pe lângă cineva, atunci s-ar împărți numărătorul și numărătorul prin 2. Ca și cum am simplificat. Dar nu avem cum să facem așa. Uite, prin adăugarea lui 2 a venit 7 și 5. Ea este un tot aici, un tot. Noi am mai făcut eu observația asta, nu putem să suntem de 2 și 2. Asta deci, nu știu. Deci, e grav asta, nu? Hai să ne aducem la același numitor. Adică, visul meu, și așa cum am făcut aici cu 7, dar am aplicat-o pe asta toată cu 7, și pe asta cu 5, să fac și asta aici. Deci pe asta să o duc într-o echivalentă, într-o fracție echivalentă, mulțind-o cu y plus 2, și pe asta văzut într-o fracție echivalentă, mulțind-o cu cine? Cu cine? Cu cine? Cu x. Cu y. Cu y, atenție. Da? Cum am dus aici, am aplicat cu 5, asta o fac aici, cu y. Și acum, aici va fi y pe lângă y plus 2 la numitor, și respectiv y pe lângă y plus 2. Și ce devin fracțiile? Să le surprindem pe ele, pe cine, după amplificare. O să fie x. Y plus 2 ori x, sau x pe lângă, putem să știu x pe lângă y plus 2, supra y pe lângă y plus 2. Da, am aplicat cu y plus 2. Și vecina sa... Vecina o să fie celălalt, o să fie x plus 2, ori y pe lângă x plus 2. Y pe lângă x plus 2. Supra? Supra? Y plus 2. Și am reușit performanța să le cu același numitor. Da? Da, am adică, la prima. Adică, acum trebuie să comparăm x pe lângă y plus 2 cu y. Asta e. Deci, în clipa asta, comparăm numele peste y plus 2 pe lângă yx plus 2, da? Că numitorul este același. Deci, compară ce? X pe lângă y plus 2 x pe y pe lângă x plus 2 și cu cine? Y pe lângă x plus 2. De cum vor răspunde ele, va depinde exact răspunsul nostru. Echivalent cu
Hai să ne vedem. De fapt, chiar ne distribuți din partea și ce urmează acolo? O să fie x, y. X, y. Plus x ori 2. Plus x ori 2 sau 2x. Da, 2x. Și x, yx. Da, yx sau x, y, tot aceeași. Da. Plus 2x. Acum putem să scădem din ambele un x ori y. Sigur că la x ori y trebuie să le explic așa. Da? Și apare... E egal cu x, 2x, trebuie să cumpărăm cu 2y, împărțim cu 2. Cu 2y, da, împărțim prin 2. Și ca și cum aș cumpăra? X cu y. X cu Y. Da, acum cum facem să le cumpărăm? Uite, între două numere există una din două situații. X e mai mare sau mai mic? X e mai mare decât Y și... Sau egal? Sau egal. X este mai mare decât Y. X mai mare ca Y, ceea ce ar fi echivalent. Ce înseamnă X mai mare ca Y? Când X este mai mare ca Y, atunci avem fracții supraunitare și o să avem... Așa. Deci... Și o să fie X pe Y mai mare. Mai mare ca 1. Da. Deci, voi avea... În situația asta, că x pe y e mai mare ca 1, dacă x e mai mare ca y. Și atunci, cine e mai mare? X pe y este mai mare decât x plus... x plus 2. Plus 2. Supra y plus 2. Dar dacă adunăm x plus 2, x plus k. X plus 3. X plus 2, da. X plus 2 supra Y plus 2. Întrebarea este, cum va fi față de X plus 3 supra Y plus 3? Păi, nu mă fie același lucru. Va fi același lucru. Va fi același lucru, da? Da? Deci, eu acum văd pe X plus 2 supra Y plus 2 comparat cu X plus 3 supra Y plus 3. E același lucru. E același lucru, sigur că da. Și așa mai departe. Poate continua. Iar 2, dacă x este mai mic decât y, e de fapt ar spune că x pe y este ce fel de fracție? Subunitară, atunci... x supra y... x supra y este... Poate să fie mai mic... Mai mic decât... x plus 2 supra y plus 2. Y. Și tot o să fie mai mic decât x plus 3. Și tot așa va fi... Asta este logic pentru că este x plus 3 și acolo este x plus 2 și... Da, deci... Și așa mai departe, poate continua. Și dacă sunt egale, sunt egale. Și dacă x egal cu y, e x egal cu y, asta înseamnă că pot să spun că fracția este echiunitară, x pe y egal cu 1, și atunci pot să spun că x supra y va fi egal cu x plus 2 supra y plus 2. Cu ce ne alegem de la acest exercițiu? Cred că este un lucru chiar foarte, foarte important, interesant, că la prima vedere părea să dăm tot timpul crezare că fracția asta e mai mare. Da. Dar o analiză atentă spunea, crește și numărătorul, crește și numitorul și deși trebuie să vezi exact ce se întâmplă. Uneori e adevărat și adevărat e mai mare asta când e subunitară și când și nu e adevărat când e supraunitară. Deci o fracție supraunitară își pierde din valoarea sa adunând și la numărător și la numitor aceeași calitate. O fracție supraunitară e foarte tare chestia asta. Da? Deci ea își pierde din potențialul ei, la urma urmă este un număr decimal acolo, urma împărțirii. Ei, numărul acela decimal este din ce în ce mai mic câtă vreme fracția este supraunitară. Când plecăm de o fracție supraunitară și adunăm aceeași cantitate și la numărător și la numitor, ea își pierde, se micșorează ca valoare, ca număr. Foarte interesant. Da? Și analiza, ați înțeles copii? Da. Foarte. Cu ce anume... Eu n-am intrat în problemă direct. Hai să ajungi la ajutor sau nu știu ce, nu știu cum. Învățați din felul în care încerc eu să procedez, învățați că într-o problemă trebuie să intre cu grijă. Să nu te poți, să nu te depezi spre ea. Că riști să dai
să spunem, răspunsuri eronate. De aceea, eu am spus așa, stai mai, să un exemplu, concret. Dar m-a ajutat aici. Am plecat cu fracții subunitare și le-am dat răspuns. Dar da, dacă va fi supraunitară, ce se va întâmpla? Și atunci analizești cazul ăsta, am văzut că se întâmplă chiar un lucru destul de interesant. Și atunci am zis așa, din observația asta pare să fie interesant, dar nu-i motiv să spun că tot timpul se întâmplă așa. N-aveam voie, riguros, matematic. Acum da. Iar generalizarea însemna nu să adunăm pe doi, ci să adunăm pe el, un număr el. Da? Deci, atenție, ceea ce am făcut aici, pe model autorul, mi se pare că, dacă nu mă înșel, chiar acolo spune, da. Spune generalizare. Asta. Așa ceva. Da. Deci generalizare, adică nu s-a adunat pe 2, pe 3, exact. Pe 7, ci un el. Un el, un ca, orice am urmat. Deci, zicem așa. Acum, după ce am văzut chestia asta, spune așa. 1. Dacă x e mai mare ca y, atunci înseamnă că x supra y e mai mare ca 1. Și atunci, de aici rezultă că x supra y e mai mare decât x plus n supra y plus n, indiferent ce n adunăm noi. Da? Indiferent ce n adunăm. Asta înseamnă, uitați, când x mai mare ca y, x pe y, deci e supraunitară, și atunci x pe y mai mare decât x plus, nu 2, nu 3, ci n, x plus n supra y plus n. Dar asta, din cazul particular făcută, generalizarea înseamnă să luăm la un lucru tot, și când ajungem în momentul ăsta, simplificăm prin cine? Nu prin 2. Prin cine credeți că vom simplifica, Daria? Prin el. Pentru că el este acolo. Așa, deci se repete lucrarea. Se repete perfect. Vreți să știți ce să faceți sau... O fac ca și lucru, numai să formulăm la exact. Mai. Da. 2. Dacă x este cum? Mai mic decât y, atunci x pe y este subunitar și în condițiile astea, x supra y este mai mic decât x plus y supra y plus y. Da. Asta este, de fapt, concluzia la care vom ajunge din observația făcută de pe modelul anterior. Dar noi acum, ca mod de redactare, trebuie să spun așa. Să se compare fracțiile x pe y cu cine? Cu x plus y supra y plus y. Asta înseamnă să generalizăm. Deci vedeți că ce generalizare, iau și înseamnă. Da. Însă, chiar formularea, generalizați, trebuie să înțelegeți că acolo nu 2 adunăm, nu 3, ci n. Chiar ideea de formularea problemei generalizați, înseamnă, de fapt, un efort destul de important pentru noi. Deci, nu ca și ce se referă. Comparați. Asta înseamnă. Comparați. La punctul B. Pe cine? X pe Y cu vecina X plus Y supra Y plus Y. De fapt, asta ar cere. Comparați. Cele două fracții. Adică, ce facem? Vom aduce la aceea. Sigur că, dar experiența de a trecută, aplicăm cu Y plus Y. Cu Y plus Y și acolo cu Y. Y. Și echivalent, cele două fracții se așează așa. Zi, te rog. Se așează X pe lângă Y plus Y. Așa, cu jos. Jos Y pe lângă Y plus Y. Cu vecina sa aceați. Și o Y pe lângă X plus N
Supra? Y. Y plus X. Și cum am același numitor? Deci, cum au același numitor, rămâne să comparăm, vom compara numai numărători. Vom compara numărători. Vom compara numărători. Și acești numărători sunt X pe lângă Y plus Y cu vecinul, Y pe lângă X plus Y. Echivalent. Da, am transmis eu mesajul în ultimul moment. De ce voi ați... Eu l-am zis la 5 jumătate la pagina de Mariu, dacă n-am putut astăzi, de-aia am venit să acoperim, să nu vă lăsăm. Da, da, da. Dar Mario mâine vine. Deci intră în program. Da, Mario mâine vine. Așa că noi tot la 5 jumătate rămâne. Sigur. XY plus YX și vecinul XY plus YY. Deci XY plus YX și XY plus YY. Așa. Și atunci, printr-un XY, scădem un XY la primul număr, și de mâine de comparat, YX cu YY. Și printr-un N simplificăm, și atunci comparăm X. Da? X cu Y. Par X cu care X și da, plus cu care poate să fie în situație? Mai mare, mai mic sau egal? Sigur că da, mai mare, mai mic sau egal. Care poate să fie în situație? Și acum se deduce la asta. Toată povestea. Când X mai mare ca Y, e asta. Când X mai mic ca Y, deduce chestia asta. Și acum punctul B a acestui exercițiu. După ce s-a făcut asta în general. Acum ce? Comparați fracțiile. Comparați fracțiile 2 la puterea 750. Fracțiile. 2 la puterea 750. 2 la 750. Supra 5 la 480. Cu 5 la 120. Supra 2 la 750. Ok, așa. 2 la 750. Așa. Da. 2 la 650 cu 5 la 480. Și ce mai vreți la 480? Da, vreți la 5 la 120 la 2, să fie o fel de comunicare. Adică 5 la 120? Da, supra 2 la 750. Adică... Trebuie să facem acolo, că să spunem pe 5 la primul 3. 2 plus 3. Solomușor. Păi nu, nu ar trebui mai bine să amplific sus cu 10, la prima cu 10 și la a doua cu 5. Dar de ce? De ce? Păi ca să duc jos la același. Dar tot n-ar fi același numitor. Da. Ma, da. Ma, nu, pentru că ar fi 2 la 750 ori 10, nu poți să-l înmulțești. Stai, ce vrei tu să faci? Ca să înmulțească la prima, cu 2, ca să fie la același numitor, numai că nu se poate să fie la același numitor, pentru că o să fie 5 la 480 ori 2. Adică nu o să se înmulțească. Deoarece trebuie să fie o chestie cu 5 acolo. Dar ce? Nu poți să dai 10 la numitor? Nu, nu poate. Nu, el ar vrea să bucă la același numitor, conform cum am făcut noi, nu? Nu se poate. De ce? Că nu poți spui 10 la 4... Trebuie să amplifici cu 2 la 750, nu-mi bine? Da. Și ziceam cu 5 la 480. Și eu abar noi. Era zis să amplifici cu 2 și cu 5. A, nu. Cu 2 simplu sau 2 la? 2 la. La cât? La la de jos. Deci, să amplifici asta ca și cum l-ar vrea să te aduc la aceeași numitoare. Da? Nu contează. Nu a zis asta? Bine, poate n-am înțeles da, noi. Da. Știi? Hai să acordăm și această clemență. Poate n-am înțeles. Da. Deci, mă gândesc
Că așa ai vrut să spui, cu 2 la 750, pentru că are logică. Și din face cu 5 la 480, iarăși din aceeași motiv. Acum, îi dă drumul la treabă și vine cât aici. Mergem mâna voastră, dar punctul B nu s-ar lega foarte bine de ce facem acum, însă merg pe mâna voastră. 2 la puterea 750. Și aici cu cine? Cu 5 la puterea 480. Au ceva teme, nu? Noi l-am făcut, dar ei au plecat și doar dacă se pe film, exercițiul ăsta. L-am făcut ora trecută. Da? Dar ei au plecat. Nu știu, pot să le explic. Da, e pus deja. E pus film, da. Cred că e bine. Cu ocazia asta mă convinge și pe mine dacă vă uitați pe filme. Că voi nu aveți de gând să vă uitați niciodată. Deci rămâne ideea clară. Pe film este făcut. Da? Și vă uitați și voi că o să uită mire de copii. Nu meditați așa în sine. De ce sunt, cum pot înțelege acolo? Bine? Bine. Așa. Deci aici am amplificat cu 2 la 750 și ăsta înseamnă așa. 2 la puterea 750 ori 2. Cum se mulțește două puteri care au aceeași bază? Scrie în bază și apelor în expunță. Da? Dacă mă urmăriți, deci 2 la 750 plus 750. Acolo se transforme 2 la 14, 2 la 1400. Și aici jos va veni 2 la 750 ori 5 la 480. Cu vecina o să, cu fracția vecină. Hai scrie și voi. Cu vecina o să 5 la 5 la 120 plus 720 plus 7 plus 780. De ce? Deodată că fac 780. 600. Mai plus 400. Plus 480. Eu de-aia am dat 600. Nu, dar eu am scris acolo 7. 2 la 750 ori 5 la 480. Echivalent cu? Echivalent cu, putem să adunăm acolo, adică să... Deci, o să fie 2 la 1400. 2 la puterea 1400. Cu... Comparat cu... Cu 5 la 600. 5 la 600. Echivalent cu? Hai, scrie dacă. Cum comparăm aceste două lume? Adică pot să-mi duc acolo să duc 5 la 2 plus 3. Să fiu joc 2. Da. Deci... Nu, nu pot, nu pot, nu pot, gata, gata. Poți, poți face asta, dar la ce ne ajută? Nu știu. Păi, să vedem. Da, vede și Horia și tu. Zice așa, Daria. Să pe 5 să scrii ca 3 plus 2. Are dreptul să scrie. Și aici va fi 3 plus 2 la puterea 600. Păi și cu ce mă scrie în și fiind adunare, n-am ce face acolo. Hai, și totuși cum compara aceste două puteri, că am experiența. Hai. Am făcut de început. Cum comparam două puteri? Care au baze diferite și exponenți diferiți. Da? Cum mai putem scrie 2 la 1400? Dar pot scrie ca... Dar 2 la 600. Dar de ce nu la 600? Merge, dar la ce îți folosești? La același. Ia să vedem ce bine ar fi ca să fie totul la și cealaltă totul la. Să fie același exponent. Și... Pe 1400 pot să scriu ca ceva la 600, cât sunt de nu neapărat 600. Nu reușesc să pe 5 la 600. Dar ceva mai ca 5 la 300 totul la 2. 5 la 300 totul la 2. Dar n-ar fi mai bine altfel să vezi. Mai gândiți-vă. Ai zis 5 la 300 totul la 2. Dar acolo nu merge cu 3. Tocmai. Hai, merge totuși. 1400, cum mai poate fi scris? 14 ori? Deci 2 la puterea 14 ori 100 și vecinul 5 la puterea a 6 ori 100. Acum îl pune totul la 100, ia vedeți. Scoate faptul. Cum? Ia scoate. Adică 2 la 14 totul la 100. 2 la 14 totul la 100. Așa din înmulțire. Și 5 la 6 totul la 100.
2 la puterea 14, totul la 100. 5 la 6, totul la 100. Și având același exponent, rămâne bazele să le comparăm. Adică vom compara pe 2 la 14 cu 5 la 6. Dar nu calculezi, măi, dar nu calculați. Încă mai putem face treaba. Ceva. Dar pe 14 la pot să scriu ca... Hai! 8, 7 ori 2. Da, să ce mă ajută la 6. Și 3 ori 2. Și 3 ori 2. A, uite ce logică are. Sigur că dacă să mai renunțăm, dacă mai spune. Deci e compar, e echivalent. Și poate spune 2 la a 7, totul la a 2. Cu 5 la 3, totul la a 2. Și cât e 2 la 7, 4? 64 ori 2, care o să dea 128. 128. 5 la 3, 125. 125. 128, 125 și 128 este mai mare. Deci cea de cu primul e mai mare decât al doilea, da? Hai mă, că a fost super mare! Deci, 128 e mai mare decât 125, ceea ce conduce la prima fracție, adică cea din stânga, care a fost prima fracție? 2 la 650. 2 la 650 supra. 5 la 480. 5 la 480. Mai mare. Da, decât 5 la 120. 5 la 120 supra. 2 la 750. 2 la 750. Vreau să vă spun că, din păcate, v-ați dus foarte rapid pe lucru acolo, cu atunci aceeași ajutor, dar mai puteați observa așa. Aici e 650, care fără zice 65 ori 10. Și aici ori 10, ori 10, ori 10. Și iată cum aș fi făcut eu ieșiciu, dar ca de fiecare dată mă las în mâna voastră, pentru că contează inițiativa voastră. Și ai mai fost ok. Și cum puteam eu să vă atrag atenția acum, după ce am muncit acolo și am făcut adunări și am făcut nu știu ce. Iată cum aș fi făcut. Sesizând, e 10-10. Aș fi zis așa, 2 la puterea 65, supra 5 la puterea 48, totul la 10, da? Da. Că asta înseamnă și numărătorul și numitorul la acea putere și înseamnă ori 10, ori 10 și... Da. Am învățat proprietățile astea. Sigur că da. Deci era un prilej de a vedea că ceea ce am învățat este foarte mare folos. E pus în practică. Deci, și 5 la puterea, care este? A 12 deja. Eu păstrez acum, că știu de ce, sensul mai mare. Dacă nu, spuneam semn de întrebare. Da. Așa. Cu 5 la puterea 12, supra 75. 5 la puterea 2 la puterea 75. Totul la puterea 10. Și iată, e vorba de două puteri care aceeași exponent, le comparăm aici și renunțăm. Așa fac și aici. Bazele urmează de compar. Și ar fi fost 2 la 65 supra 5 la 48, că îi mai mare decât 5 la puterea 12 supra 2 la 75. Și sigur, de aici încolo intrăm pe culoarul acela, dinainte. Da, amplificăm aici cu 2 la 75, pe 5 la 48, lucru care se duce foarte bine, însă nu se leagă, din păcate, cu punctul A. Că la punctul A spunea să mărim numărătorul și numitorul cu un ien. Am generalizat, nu? Da. Deci dacă ar fi fost aici posibil să scriu de la 2 la nu știu cât plus ceva, și din coace la 5 la plus altceva, mergea în logica aceea. Dar acolo, punctul B, au fost de comparat două puteri cu baze și exponenți diferiți. Care însemna o repetiție a lucrurilor din noi. Poftim. Dacă fracțiile 3 pe 5. Dacă 3 pe 5. 3 pe 5. 7 pe 8. 7 supra 9 supra 4. 9 supra 4. 5 supra B. 5 supra B. 16 supra A plus B. 16 supra A plus B. Sunt ordonate crescător. Sunt ordonate crescător. Determinat suma A plus B. Crescător
plus B egal cu 5. Stai, da. Înseamnă că 7 pe A trebuie să fie mai mare decât 3 pe 5. Da? Faptul că sunt ordonate crescătoare în ordinea asta. Adică înseamnă că 7 pe A este o fracție între 3 pe 5 și 9 pe 4. Adică ce înseamnă crescător? De la 3 pe 7, hai să scrim ordinea, 3 pe 7 e mai mic decât 7 pe A. Asta înseamnă crescător. 3 pe 5, da, 3 pe 5. 3 pe 5, da. Ce asta înseamnă crescător? Asta e cea din stânga, cea mai mică. Da, este mai mic 7 pe A, care este mai mic decât 9 pe 4, care este mai mic decât 5 pe B, da. Și care este mai mic decât 16 supra A plus B. Atunci, A plus B cât este, nu? Asta ne spune. Păi, domnule, așa lăsat un pic. Dar nu văd cum să scriem cum am făcut. Da, asta e puțin. Dar înseamnă că 5 pe B trebuie să fie mai mic decât 16 pe A plus B. Și dacă poți să înmulțesc pe cel de sus, ai cum să înmulțesc pe cel de sus cu A, că îți chiar așa multe ori. Dar nu aș putea să... Adică să înmulțesc... Domnul profesor, dar nu aș putea să întorc fracțiile. Uite ce chestie are, are o idee. Ca să nu toate, să le poți să duc la același numitor. Deci tu ai o supărare acum, că din păcate nu ai același, la numitor ai dificultatea mare, da? Și ce se întâmplă când ne întoarcem? O să fie 16 supra mai mare decât 5 pe B. Nu, dar trebuie să le facem de tot cărbiu. A plus B supra 16 este mai mare decât B pe 5, dar este mai mare decât 4 pe 9. Deci la întoarcere, când întoarcem fracțiile, cea mai mare devine cea mai mică. Deci ordinea se așează invers. Deci atenție ce observă el. El spune așa, eu sunt tare supărat că despre A și B se află la numitor și mi-e greu să lucrez. Mi-a convenit să le văd la... Unde se le vadă? La numitor. Da. Și atunci el spune așa. A plus B se va la numărător, adică să, partea numerică să fie sus și partea cu cifre să fie jos, bine? Da. Bine. Atunci vă spui așa, că 16 supra A plus B, dar aici este momentul important, că se schimbe ordinea. Pentru că cea mai mare devine cea mai mic și așa. Cea mai mică devine cea mai mare. Exact. Mai mic decât B supra 5. Dar nu trebuie să spuneți A plus B supra 16. Da, A plus B supra 16. Da, foarte bine, foarte bine. Eu punctez vreo altă parte. Deci vine A plus B, totul supra 16. Mai mic decât B supra 5. Mai mic decât B supra 5. Mai mic decât 4 supra 9. Mai mic decât 4 supra 9. Mai mic decât A supra 7. Da. Mai mic decât 5 pe 3. Mai mic decât 5 supra 3. Și acum mai gândire. Acum să atingem cel mai mic multiplu comun. Da? La tuturor. Da. Cel mai mic multiplu comun la tuturor și să vedem de aici ce informații câștigăm. Păi la 16 putem să scriem pe 2 la 3. N-am putea oare aici să ne oprim numai la asta? La de ce? Ca să căpătăm informații despre A. A, adică să mergem numai la... Deci numai la asta 3, Daria. Deci numai la asta 3, că poate căpătăm o informație despre A. Adică să vezim acum ce mai mic multiplu comun la acestea. Sigur că da. 97 și 3, care... 9 este egal cu 3 la a doua, 7 este egal cu 7, nu mai pot să mă scrimi. Și 3 rămâne 3. Și o să fie 3 la a doua. Hai, de ce nu participați și voi? Sunteți pasivi. De ce nu mai trebuie să intrați în miliști? De fiecare dată o făceați, acum sunteți pasivi. Deci, ordonând fracțiile invers, întorcându-le, ordinea este asta, cel mai mare devine cel mai mic și s-a schimbat ordinea și s-a schimbat ordinea. Da? Deci de aici observăm că putem căpăta informații dacă prinde numitorul comun. Care e numitorul comun între 9, 7 și 3? 63, da. 7 ori 9, da? Aici am putut cu cât am spus, cu 7. 7. Aici cu 9. Și aici cu cât? Păi 3 la 2 ori 7, domnul trebuie să facem, adică o să dea 63 și acolo trebuie să punem cu 7, așa, la 9 și acolo trebuie să punem cu 12, nu, cu 21. 21, da? 21. 3 ori 7.
21. Și atunci este echivalent. O să fie egal cu 28. 28 supra. Da. 7963. Mai mic decât 9 asupra 63. 63. Și mai mic decât, stai să colăm de cămulțim cu 205. 105, da. 105 supra. 105 supra 63. 63. Avem aceeași. Deci 28 trebuie să fie mai mic decât 9 a. 28 mai mic decât 9 a și mai mic decât 105. Adică A cine să fie, ce A n-ar vrea să fie, încât să se încadreze aici, ce variantă? A trebuie să fie mai mare decât 3. A trebuie să fie multiplu de 9, care se încadreze între 30 și 100. A trebuie să fie de la 4 până la... 4, 9, 3, 6, 4, da? 4 până la... stați puțin. Până la... Da, 3 ori 9, 2, 7. Până la 102. 102. Până la 102. Nu, că fac până... 102 ori... 102 ori 9 dă 900 și ceva. Nu, vorbeam nu a fie. Ca rezultat. A, da. Da, da de care rezultat. Deci dacă ar fi 9A, domn profesor, dacă ar fi 9A. Hai să vedem, da, de ce să mai zicem 9A? De ce să gândim așa, multiplul de 9A? Hai să vedem așa, da. A, uite ce e maxim 4. De la 4 începe. De la 4 și se termină la... La 11, 99, la 12. Era 12, 950. Stați puțin. Deci la 10, 90, 99. Și la 12 îl depășește. Da. Că dă 100. Deci 9 ori 2 ori 18 și 9 ori 9, 9, 108. Deci, nu, până la 11. Deci aia aparține mulțimei valorilor 4, 5, puncte, puncte, până la? Până la 11. 11, a spus, da? Și acum, începem așa. Pentru A egal cu A, 4, sigur că da. Păi, lădarea, dar altcumva. Ce propunere avea cu tine? Așa, de facem de fapt, da, da, dacă le făceam pe toate, poate era mai ușor. Hai, cum vreți voi, eu merg pe mâna voastră și eu să știu, m-am gândit să luați și pe 5 în calcul. Și mă ziceam, știu, B supra 5 mai mic decât 4 supra 9 și aflați două necunoscute. După aia înlocuiam și... Dar cum se crezi tu că ar fi găsit pe numitorul acela mai mare? Ar fi fost 63 ori 5, care m-ar fi dus încă... Eu, pe mâna voastră, da? Deci nu sunteți de acord cu mine. Ba, da. De ce nu sunteți de acord? Nu vreți voi să fiți de acord. Eu nu sunt sigur bine așa. Cum? Mai bine așa. Dacă mă duc aici și locuiesc pe A cu cât am zis, asta este natural satisfăcută. Și eu mă duc în continuare să văd informații despre partea asta altă. Ai înțeles? Deci pentru A egal cu 4, devine, și rudine în egalități, devine 4 plus B. Uite că mă vezi pe A cu 4. 4 plus B supra 16, mai mic decât B pe 5, mai mic decât 4B, 9. Ca asta e îndeplinită. Ai mine că vă arăt pe 4. Dar de ce să mai continui? Că asta e îndeplinită cu condiția asta, nu am găsit ea? Deci asta e îndeplinită. Acum aici sunt. Din toată povestea asta, Davide, vreau să găsesc informații despre cine? Despre B. Deci am trebuit să...